Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. În cadrul episodului 22 de astăzi vom rezolva din cadrul testelor de evaluare națională variante simulare testul 2, problemele subiectul 1, problemele 5 și 6. Reprezentăm problemele care n-au mai rămas de rezolvat din cadrul acestui. Problema 5 ne spune că în figura 1 este reprezentat un cub ABCD A prin B prin C prin D prin. Ni se cere să identificăm unghiul format de dreptele AC și dreapta D prin C prin. Haideți să reprezentăm și noi cubul. ABCD este baza, baza este un pătrat, la fel toate fețele cubului sunt pătrate, care au aceeași latură. Îl notăm A, B, C, D, respectiv A prim, B prim, C prim, D prim. Cu o altă culoare avem de identificat unghiul format de dreapta AC și dreapta de prim C. Acestea le-am reprezentat folosind linia roșie punctată. E vorba despre acest unghi. Să trecem ipoteza problemei. ABCD A prim B prim C prim, D prim, fiind cub, rezultă toate fețele sunt pătrate. Identice. Dacă notăm cu L latura cubului, atunci vom avea că atât AC cât și D prim C, respectiv AD prim, fiind diagonale, ale fețelor cubului, vor avea ca lungime latura radical din 2. În consecință, triunghiul nostru ACD' este echilateral și atunci măsura unghiului format de către dreptele AC și D'C este măsura unghiului ACD' care este egală cu 60 de grade.
Pe foaia de examen vom trece doar această informație. Continuând, problema 5, avem o diagramă în care sunt prezentate temperaturile medii înregistrate la o stație meteo pentru fiecare din lunile unui an. Conform informațiilor din diagramă, problema ne cere să identificăm diferența între cea mai mare temperatură și cea mai mică temperatură. Observăm, cea mai mare temperatură este de 25 de grade, respectiv cea mai mică temperatură, conform cu informațiile de pe figura noastră, da? Avem aici informațiile trecute pe grafic ca fiind punctul cu albastru cel mai de jos. Avem minus 20 de grade, minus 10 grade, pardon, minus 10 grade. Și atunci vom avea următoarea situație, diferența dintre temperatura maximă fiind 25 de grade și temperatura minimă fiind 10 grade. Atunci, pentru problema 5, avem 25 de grade minus 10 grade, rezultând 25 de grade plus 10 grade, adică o diferență de 35 de grade. Astfel am soluționat și aceste probleme. În continuare, vă aștept la o nouă întâlnire în mediul online. La revedere!